Candidată la postul de director general al Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD-ul, profesoara Elena Năstăsoiu a decis să vorbească despre examenul pe care l-a susținut în fața unei comisii speciale, acuzând modul în care a fost ratată la proba de interviu, indicându-l pe șeful educației drept dirijor al celor întâmplate. Eu chiar cred că doamna Mândruță este un plus pentru colegiul. Repet, nu am vorbit de cazul de față. Referitor la ceea ce poate fi interpretat ca fiind o mascaradă politică și cred că a fost dirijată din punctul meu de vedere de și mi-asum de domnul inspector general Meiroșu Ionel. Că a făcut-o răspunzând unor comenzi, nu știu, n-am de unde să știu, însă poate a făcut-o din pur orgoliu personal sau pentru a arăta că într-adevăr este un om pe care se poate baza. Se pot baza unii și alții. Elena Năstăsoiu s-a referit la atitudinea unor membri din comisia de examinare, criticând modul în care au fost formulate întrebările. Se poate încă o dată certifica prin înregistrările audio-video, a urmat un tir nesfârșit de întrebări, de circa 28 de minute, în condițiile în care interviul în sine trebuia să dureze 60 de minute, scrie în procedură. Adică aproape tot interviul ar fi... 28 de minute întrebări, unele dintre ele extrem de tendențioase și modul de adresare nerespectuos. Sigur că da. La un moment dat, în strategia mea, am vorbit despre buget, ca având fonduri insuficiente la buget, iar domnul Podgoreanu Mădălin, ce ziceți, doamnă, aveți dumneavoastră așa niște cunoștințe mai deosebite vis-a-vis de fondurile pe care le avem la buget, la primărie, sau cum? Despre ce vorbim? Nu este o întrebare, nu astfel se pune o întrebare pe o strategie instituțională. Mai mult, profesoara susține că la proba de competențe digitale a fost intimidată chiar de apariția șefului educației buzoiene. În timpul în care eu eram evaluată, foarte important, un reprezentant, unul din membrii comisiei a făcut următoarea observație, dar nu mi se pare corect, pentru că cealaltă candidată a fost orientată. Nu mi se pare corect, domnul președinte, dumneavoastră ați orientat cealaltă candidată. Și atunci m-am întors și am zis, despre ce este vorba, nu înțeleg. Și în timpul interviului probei, am rămas surprinsă. În timp ce mă concentram, cine deschide ușa și bagă capul pe ușa? Domnul profesor inspector general Meiroșu Ionel. De ce? De ce? Dar cum l-ați văzut? Adică s-a auzit? Păi cum că în momentul în care eu eram în dreptul calculatorului și când s-a deschis ușa era exact în orizontul meu. Deci a băgat capul pe ușă de mai multe ori. De ce? De ce? În timpul în care eu eram evaluată, pentru că deja era aproape o oră și jumătate și era îngrijorat. Îngrijorat de ce? A fost clar o formă de presiune asupra mea și într-adevăr nu m-am putut concentra. La un moment dat, în cadrul ediției speciale de aseară, a acceptat să intervină inspectorul școlar general. Aduc acuze vis-a-vis de modul în care a fost organizat concursul. Bun, vă rog, domnul general. Da, domnul Ivan, vă rog. Nu știu cine este doamna din studioul dumneavoastră. Păi v-am spus, doamna profesor de istorie, Elena Năstăsoiu. Da, nu știu cine este doamna Năstăsoiu, însă dacă a participat la concurs, a optat probabil și cu siguranță pentru anonimizare. Cu Năstăsoiu nu avem de nimeni pe liste afișat. Nu știu ce are de obiectat, dacă le-a pus într-o formă scrisă, va primi și răspunsul în termenul prevăzut de metodologie. Într-o competiție este clar că avem un clasament. Important, așa cum am mai spus de fiecare dată, este participarea, dă dovadă și de curaj și de pregătire. Este posibil ca în aceste competiții să nu fim mulțumiți de rezultatul pe care l-am obținut și de aici apară o serie întreagă de frustrări sau putem să le zicem oricum. Doamna n-are decât să aștepte rezultatul de la contestație care va fi afișat și mai departe nu am ce să comentez. Chiar dacă a refuzat un dialog direct cu profesoara Năstăsoiu, generalul Meiroșu a răspuns acuzațiilor lansate de dascălul de la HD-ul. Bună seara! Nu vreau să intru într-o bună seara. Bună seara, domnul general! E un dialog, dacă... nu e o polemică. Nu, domnul general! E un dialog, atât. Aveți de discutat și aveți ceva de întrebat, vă aștept la inspectoratul școlar. Domnul general, o întrebare vă rog, dacă îmi permiteți. Puteți să ne spuneți dacă cunoașteți bibliografia pentru examen? Care a fost?
o să vină la un concurs pe care veți organiza dumneavoastră? Și nu, sunteți... Deci cunoașteți sau nu cunoașteți bibliografia? Da, este foarte simplu, sunteți președintele Comisiei de Organizare. Cunoașteți sau nu cunoașteți bibliografia pentru examen? Domnul, bună ziua, vă doresc... Cunoașteți procedura? Da. Șeful ISJ a explicat și prezența sa sporadică în timpul desfășurării probei de interviu. În calitate de președinte al Comisiei de Organizare, puteam să și asist. De ce n-ați făcut-o, domnul Meroșu? De ce n-ați făcut-o? De ce ați băgat decât capul 10 cm pe ușă? Deschiderea ușii a fost... În timpul evaluării mele, în timpul evaluării unui candidat? În timpul evaluării unui candidat? Deci ați intrat și... Cât despre componența comisiei de examen, inspectorul general a precizat că au fost respectate toate prevederile din metodologia de organizare și desfășurare a concursului. Deschiderea ușii și faptul că nu am intrat într-o sală sau alta a fost tocmai pentru a nu deranja candidații. Același lucru l-am făcut și la celelalte țări. A meritat să intru în sală când unul din candidați desfășura proba. Referitor la reprezentanții desemnați de Universitatea Dunărea de Jos, putem contesta și soarele de pe cer. Îndeplinesc cu toți condițiile care sunt cele. Cunoașteți procedura? Cunoașteți metodologia și procedura, domnul Meiroșu? Vă rog să mă scuzați dacă considerați că vă inoportunez. Vă întrebam de bibliografie pentru că întrebarea 64-56 care se repetă și pe care dumneavoastră vi le-ați asumat când au fost publicate, se referă la modul de funcționare și organizare a Consiliului de Administrație. Dar conform bibliografiei, noi nu am avut această metodologie, cadrul de funcționare și organizare a Consiliilor de Administrație, așa încât cel care a fost modificat și cred că cunoașteți prin ordinul de ministru din august 2021, așa încât noi a trebuit să rezolvăm această speță pe care ați publicat-o consultând alte materiale decât cele pe care bibliografia ni le-a stabilit. Mai apoi nu înțeleg de ce anumite întrebări s-au repetat. Le-ați verificat? Speța 66-76, 58-64. Mai apoi, dacă procedura și metodologia o cunoașteți îndeaproape, cum putem explica încălcarea acestor proceduri și a metodologiei? Bună ziua! Vă rog! Mai aveți o întrebare? Nu pot să repet întrebările doamnei Năstăsoie, sincer acum, sunt moderator, dar dacă le repet, erau foarte clare întrebările, domnul general. Vă mulțumesc, vă doresc o seară. Bun, mulțumim și noi pentru intervenția, domnul general. Și eu îi mulțumesc, domnului Meiroșu. Emisiunea de aseară de la Campus TV a avut un impact mare în mediul online, unde are peste 100 de distribuiri și mii de vizualizări. De asemenea, ediția specială a avut un ecou în rândul mai multor candidați, nemulțumiți la rândul lor de modul în care au fost tratați la comisia de examen. Mâine seară, într-o ediție maraton, începând cu ora 17, tot la Campus TV, vor fi prezenți alți profesori care au contestat rezultatele probei de interviu.